Salutare lume și bine ați venit la un nou episod. Astăzi o să facem o chestie în care o să vă prezentăm niște chestii. Adică nu prezentăm, o să vă prezint. Prima dată o să mă duc până aici ca să-mi iau niște poțiuni. Să începem să lăsăm misiunile, că am făcut până acum toate misiunile. Și mi-a zis cineva ca să fac mai concret... nu știu, să vă explic mai concret, să zic așa. Mergem acum, luăm... Eu cam de obicei îmi ajung așa de multe poțiuni. Ok, bun. Deci începem în felul ăsta. Vedeți Darksteel-ul. Puteți da click pe el. Darksteel 23.268. Cu acest Darksteel o să vă puteți crafta arme. Un exemplu, o să ai nevoie, uitați, aici. Eu un exemplu, am nevoie de Evil Mind Dead Orb și de Moon Shadow. Dăm click pe ele și aici o să-ți arate un exemplu de unde le poți lua, un F, Magic Square. Desigur, eu un exemplu, am fost astăzi, aici intrați la Magic Square. Ba, pot, că s-a resetat. Acum nu o să intru, că o să vi le arăt pe celelalte. Bun, unul la mână. Ce trebuie să faci după ce ți-ai început contul? O să faci misiunile principale care sunt aici. Acum eu am ajuns la misiunea asta, Crisis After Crisis. Nu pot să o fac pentru că îmi trebuie foarte mult PS și level destul de mare. Na. Până la level 20, cel mai bine. După aia, te-ai dus aici la Constitution, se va debloca una după alta, deci una după alta, și o să încep să dai pe aici la Enchants. Nu știu dacă am pronunțat bine numele, înțelegeți voi. După ce le-ai făcut pe asta, ți se va debloca și Inner Force-ul. Astea sunt cel mai importante, la fel ca și Constitution. Inner Force e destul de important. După ce ai ajuns, am ajuns deja la pagina a treia. O să le dau, după ce o să am Purified Water și toate ce mai avem nevoie. O să le dau iar la către plus 20, cam așa ar fi. După asta ne apucăm de a patra. Bun, acum începem în felul următor. Toată lumea văd că e disperat, nu e disperată, e... Toată lumea vrea dărste, vrea bani. Vrea NFT-uri. Ok, bun, vrea NFT-uri? Facem felul ăsta. Îți mai arăt încă o dată. Te duci la plus. Dacă nu mai știu, nu. Te duci aici unde scrie Bishon Castle. Bun. Bishon Area. Deci o să ai tot felul de chestii. În primul rând o să începem cu Ginkgo Valley. Să spunem că o să mergem la Gathering. Ne dăm un teleport acolo. După ce ai ajuns, o să-ți de o zonă de Gathering. Tu o să apeși pe auto la minat, salut. O să începi să faci la Gathering. Astea sunt pentru la Training Constitution. O să vedeți. O să puteți lua Herb Leaf, Flower Oil. Și ce vă mai scrie vouă pe aici, vedeți, eu pot să le dau acum, numai că nu trebuie să-l fac și pe ăsta plus gen level 15. Și la Inner Force, desigur, bine, cum te duci mai mare level, cum deja ți apare de albastră. Ok, primul pas a făcut. După aia vrei să-i Darksteel, nu? Deci la Global Map, Snake Pit sau, stai un pic, pe unde era? Nu, scuzați-mă pe mine. Am făcut eu altceva. Aici Bishon Town. Stai că nici eu nu mai știu exact. Nu, Bishon Valley. Ok. Să zicem că luăm, mergem aici, nu? Putem să mergem un pic cu fast travel-ul. Așteptăm acum câteva secunde. Ok. Ne-a atenționat că asta e. Bun. După ce ai ajuns aici, ce spui? Bă, e imposibil, nu? Da, e imposibil din cauza cheaterilor. O să întâlnesc pe aici foarte mult. Uitați, acest caracter minează Darksteel. Așa arată Darksteel-ul, să știți. Bine, acum dovadă că a venit hackerul. Ok, un exemplu și asta sunt importante. Chesturile astea. Te duci, le-ai luat, aștepți. Desigur, stai că dau și eu... un pic de sunet să-mi fie pe asta. Pentru cine se întreabă că de ce nu mai fac webcam, nu am nicio problemă, dar ne. Mai vedeți mai bine
asta decât să-ți dau și o webcam mea, vedeți? Pe toată mapă aveți. Cum să vă dați seama că puteți să vedeți dărstele pe aici? Te duci aici unde te duci către mapă. Bun. Gathering și scrie Thirsting Meaning Site. El te va da aici. Bun. Tu i-ai dat un fast travel sau te duci pe jos. Și aici o să găsești foarte, foarte mulți player care minează zilnic, zilnic. De acum vine întrebarea. Dacă în 1F, 2F, 3F, 4F, unde sunt mobi de level 65, nu faci față pentru Durstale, te duci la Portal, Magic Square, 1F-ul, a început, ai dat Enter și te duci la zona de Durstale. O să dai teleportul. Sau la Magic Square 2F, ceea ce nu vă recomand, că acolo sunt mai puternici. Chiar și la Magic Square 1F se duc foarte mulți. Bun, sau vezi să cred picul. Altă metodă, cum să vă faceți iteme legend, iteme rare. Că na, toată lumea caută, nu, itemele astea. Eu am deja numai vă 4, celelalte sunt plus 5, na, ringurile, plasele acolo. Tu tot zici, bă, am nevoie repede, repede, repede. Frate, eu numai de la level 40 am început să le fac. Un exemplu, te duci... O chestie vă spun pe față. Tot timpul să luați itemele din dreapta, că astea sunt cele mai bune. Celelalte sunt pentru rezistență. Celelalte sunt pentru atac. Asta am învățat și eu de la alții care mi-au povestit. A început aici, vedeți aici vă scrie, trebuie să ai chiar două. Hai să le dau. Nu, că am numai bucata. Ba, hai să vedem. Nu, că am numai bucata. Da, vedeți, una mi s-a pe-nceantat. Ok, bine. Când o să fac rost de Dragon Scale, un exemplu dai pe el, Valley, și o să-ți arăt aici o misiune. Dai Move, te-ai dus. Așa o să faci și cu celelalte. Vedeți? Aici aș putea. Ia, hai să vă arăt așa. Ne craftăm una. Bun. Vedeți că deja a apărut cu roșu aici. Puf, încă o dată. A apărut de 3 roman. Încă o dată. Și dacă vreau să Minecraftez, trebuie să dau din nou de aici. Până mi-l dă verde, până mi-l dă bolina asta roșie aici. Bun. Da, nu m-am spațiu în... A, că am început ăla să urle către mine. Bun. Stai să nu le vindem pe alea. Nu, așa. Altceva, ce se deblochează marketul, poți să faci și gold. Cum poți să faci gold? Te duci pe plus, market, register sales și poți să selectezi tot ce vrei. Ca idee, material să nu puneți. Material niciodată. Eu am deja pus pe aici, mă aștept în 22 de ore, dar îți prostești. No, asta e ce am mai găsit și eu. Ai dat pe un item, selectezi prețul. Prețul e normal de la 10, s-a vândut cel mai mult cu 12.5. Dăm încă o dată, el o să-ți iei din bănuții tăi. Când te înregistrezi și asta e. Bun. Ca să-ți faci backpack-ul mai mare, nu? Level ăsta 200 din cât îți dau ei. Te duci la market. Stai să... O să vă arăt și treaba asta care e pe aici. Sper să mai apară. Deci eu sper să îmi mai apară. Special, pe unde era? Pe aici, parcă? Nu, că astea sunt cu... Ba da, le luați pe asta cu 50 de sloturi. Puteți să le luați și pe asta, ca să vă mai bag încă 50. De asta deja e prețul de 1 milion, știi? Da. Acum depinde de voi. Sau puteți să vă luați peturi, care o să vă ajute de fiecare dată. Asta vă povestesc eu imediat. Sau, deja de aici scopul ăsta, chiar puteți să băgați și bani dacă doriți. Acum, să mergem la... am uitat să vă arăt o chestie. În fiecare zi se resetează un pergament, niște pergamente. Ce faci cu acele pergamente? Intri aici la setup, deci te-ai dus la market, dai la product, setup și o să ai aici. Eu acum le-am deschis. Îți dă un summon, piluri de 30 și de asta. Ok, te-ai dus la summon, la event, mai ales acum că pe eventul ăsta poți să spice chiar acest pet. El, un exemplu, îți dă Monster Attack Damage Boost by 12%, Monster Damage Reduction și așa mai departe. Te uiți la ele.
Nu? Te uiți la el, băi, ok, e bun, nu? Nu, no, dacă ai avea noroc. După o să încep să deschizi pe celălalt, tot o să dai în sus până o să-ți dea. Ce faci cu peturile? Mergem la spirit. Eu, un exemplu, mi-am selectat petul ăsta. Ăsta e de la început, main-ul. El îmi dă energy gathering time 10% și 10% șansă de recover la HP, maxim HP, etc. Următorul îmi dă în felul ăsta. Increase all drop chance, șansa de 10%. Destul de bună. 25 șansă, ok, bun. Încă o dată, la al treilea. Urmăriți pe PS-urile lui. Crit Damage Reduction. Da, eu aici am greșit pentru că nu le-am pus chiar în ordine. Am două, care normal ar trebui să le las în altă parte și așa mai departe. După ce aveți un pet, un exemplu, ia le plă. După ce aveți un exemplu, un pet, dați summon, o să vă apară și le selectați. Change deck. Aici puteți să vă puneți, vedeți cum scade. Scade destul de bine. Pentru că asta e. Dacă, pun exemplu, peturile nu le folosești, o să ai piesuri foarte puține. Vezi, eu am 38.000. Puțin. Pentru levelul meu e puțin. Un pic. Ne. Ok. Pe aici, pe acolo. Dai pe PS și vezi aici. HPP, Psychical Attack, Psychical Defensive, Spell Attack, Spell Defensive, Accuracy, Eva. Nu știu ce e Eva asta, n-am înțeles niciodată. Critical, Critical Eva. Cum crește, cum tu ai mai multe șanse de a fi mai bun. Apropo, când vă duceți la minat de Darksteel, poți să fii și pe Peaceful sau pe Hostile. Deci dacă nu ești pe Hostile, opa, PK mod online. Eu mă pun pe Peaceful în momentul de față că nu o să am nevoie. Dacă vrei să faci PK, PK-ul ce înseamnă? Aici, PvP status. Din normal, după ce ai atacat pe cineva aici în 1F, o să ți se bage 1200 sau 1500 de mobi care sunt cu 5 levele mai mici ca și tatăl tău să îi ataci ca să poată să vină la normal. Adică o să stai destul de mult, nu știu dacă se merită, că merită să faci PK aici. În 1F nu prea ok. 2, 3, în 4 din cât am înțeles poți să te duci. Cum poți să vezi? Dacă poți să faci PK pe aici. Îl vezi pe ăsta? Com. Com nu. Ok. Te duci aici și spune. Safe aici n-ai nicio... Nu poți să faci nimic. Com. Ok. Danger. Unde scrie danger. Deja e chiar ok. Poți să faci. War. Și spar. Încă la war și spar eu nu am ajuns. Ai clar. Deci e destul de ciudat. Cu skill-urile v-am povestit. Cu task-urile să nu uitați niciodată să vă luați după ce faceți niște questuri, daily task-urile și achieve. Aici vă dă mai multe chestii care vă ajută. Bun. Un exemplu, cum mai poți face rost de iteme rare, te duci pe plus de la raid și o să vezi pe aici. Bine, ca să fie pe ăsta maxim 15 scrie. Recomandat ar fi 11 KPS, level boss level 20. Eu pot să mă duc, pot să creez sau pot să mă duc la cineva în parte. Și o să vedeți. Asta ce va apare cu 1 sunt clear. Asta e posibil 100%, nu e posibil, e 100% să vă dea itemele astea. Încă o dată. Item albastre, ok, cum ar fi ele? Că ce dacă sunt alea din stânga, iteme de care v-am spus pentru rezistență, e destul de ok. Aia de E și alea, ok, dar depinde cum îți faci caracterul și cum vrei să-l faci. Uitați, aici mie nu mai îmi dă nimic. Boss raid-urile deja sunt mai puternice. Vedeți, asta nu sunt șanse chiar 100% să pice. Dar deja pică pantaloni. Treasure chest-ul. Rare Blue Dragon statui pentru craftat. Și Dragon Litter, care și ăla o să vă ajute. Deja astea, e posibil, dar, na. Asta un exemplu mai Magic Stone Support Box o să vă ajute foarte, foarte mult. Hai să vă ajut să vă arăt un pic. Te duci la plus, caracter și Magic Stone. Eu le-am pe asta puse. Desigur, astea deja sunt albastre, datul trebuie să te uiți. Ce îți dă asta? HP, Critical, ok și All Attack Damage Boost. Celălalt îți dă MP, HP plus Eva. Vedeți aici câte plusuri îmi dă.
Master Damage Reduction, Crit Damage Reduction, PvP Attack Damage Boost. Opa, deja e un pic mai mult. HP-ul și așa mai departe. Desigur, când luați de level mai mare, observ că și pe aici poți să dai un switch la ele, între ele. De acolo celălalt dă la fel. Desigur, aici trebuie să-ți dai tu seama. Deci poți să dai echip, le pui acolo și vezi dacă scade PS-ul sau îți scrie chiar aici cu roșu. Dacă îți scade cu verde, dacă e ok, a crescut. Outfit, dacă vreți să vă îmbrăcați în Spider-Man, eu știu. Aici e pentru bănuț, vedeți, 400 de gold, de numai 16, nici nu o să bag. Văd că există și măști, deja, ce fain arată. Calul faceți din questuri. După ce ați făcut calul, o să-ți arată aici, o să deschidă mount și dai, cum ar fi get on, cam așa, să-l spawnezi. Bine, celelalte, dacă vrei, am zis, bănuții și asta e. În rest, un exemplu, ce ar fi ok să mai puteți să stați la minat, gathering, minat, să cauți printre frunze de tăcă, ar fi la Snake Pit. Snake Pit aici, între level 40 și asta. Dăm pe 2 minute, dăm pe Gathering Field sau Energy, care vă ajută foarte mult, credeți-mă, o să aveți nevoie chiar de tot. Multă lume m-a întrebat că la level 40 câți bani pot să scoți din NFT-uri. Bro, nu știu, am level 43 și nu prea, la level 4, la levelul ăsta nu prea pot să scoți cine știe ce. Uite, puf, l-am luat, nu? Bine, l-am luat. Eu stau acum. Asta a fost random, crede-mă că am stat toată ziua să fac un quest, am avut un quest destul de ciudat. Asta îmi dă altceva, asta nu-ți dă Darksteel. Dar, da. Poți să stai aici 16 minute, dacă vrei poți să lași telefonul, calculatorul online pe joc. Peste seară, na, desigur că la un moment dat o să mergi să-ți cauți o guildă. Depinde pe ce server ești. Poți să cauți guilde de român, poți să cauți guilde de tot felul. Hai să mergem un exemplu la craft. Material. Astea sunt primele. Dai pe ele, dai max, craft. Ai văzut că mi-a craftat Herb Leaf, verde. Mergem la celălalt, Reishi, care o să ai nevoie foarte mult. Mi l-a craftat verde. La fel, Herb Rutu, mi le craftează, opa, destul de bine. După aia, la Uncommon, aici sunt astea de început. Clar, de asta o să aveți mult nevoie. După aceea să vină astea rare, de care clar că o să aveți nevoie de foarte multe chestii. Ia, vedeți că nici eu nu am așa de multe, să luați și energie, că o să aveți mare nevoie, să stați la farmat, acolo le puteți găsi și în alte părți. Gen un exemplu la Magic Square. Altceva, din câte vă pot să spun, mare atenție la itemele rare, pentru că itemele rare, dacă dai la enchant și vrei să-l faci plus 7, 8, 9, nu o să-ți meargă din prima. Vedeți, aici îți trebuie dărți de 24.000. Level 5 e deja level 5, foarte greu a ieșit. Cred că din a, nu știu câtă încercare, dar foarte, foarte mult. Și o să aveți nevoie și de, stai că îl găsesc pe aici imediat. O să aveți nevoie de Enchant Stone. Asta la Bush, Raid, Questuri, Magic Square, depinde. Dacă v-ați blocat, un exemplu la un videoclip, puteți să vă uitați la mine în playlist dacă vă ajută, dacă găsiți acele questuri, sau să scrieți pe Google, că o să vă arate pas cu pas. Dar la mission, eu mă am aici câteva misiuni, voi să începeți field-ul cam de aici. Și misiunile astea le-am și eu. Ai dat autoplay când s-a deblocat, du-te tata la misiuni, astea sunt misiunile daily de care o să ai nevoie. Request-ul, când ai dat move, vedeți reward-urile, cam pe aici, PS-urile recomandate pe care o să, dacă vedeți 32.000 și vă aveți 38, dupli nume, ce-ți deocamdată pentru că e tare ciudat. Bă, sper că v-a ajutat videoclipul, cu mai multe informații o să venim pe viitor, așa cât o să știu și eu mai multe, așa că v-am pupat, o zi frumoasă aveți, ceau, ceau, nu uitați de butonul de like și subscribe.